Salut, sunt Nedel cu Alexandru, iar acestea sunt Areal Wargaming News, știrile care contează. Iar bacul am dat anul trecut de Rocon 398, dar îți mulțumesc că mă vezi încă așa de tânăr. Având în vedere că săptămâna trecută a fost lansat GTA 5, iar România oficial WWE explodează dacă nu vede review-ul pe Areal, mare parte din știrile din acest War News sunt legate de titlul celor de la Rockstar. Prima poamă vine din partea colosului Amazon, care a vândut înainte de termen GTA 5, rezultând într-o investigație din partea celor de la Rockstar. În principiu, jocul nu se putea comercializa decât după data de 17 septembrie. Din păcate, Amazon a încurcat borcanele sau coletele, iar pe internet au început să apară fel de fel de poze ale clienților mulțumiți înainte de termen și secvențe de gameplay. Secvențe care au primit copyright strike, se pare. Politica celor de la Amazon este să trimită titlurile către cumpărătorii puțin mai devreme de termen, pentru a se asigura că acestea ajung la timp la clienți. Dar se pare că Rockstar Games nu e mulțumit de strategie. Degeaba încearcă cei de la Rockstar să facă pe băieții drepți și buni, că banii oricum ei îi bagă în buzunare și nu cred că se supără nimeni pentru asta. Pe lângă asta, pe ce alt serviciu de distribuire și-ar vinde jocurile? Pe eBay? Amazon tot Amazon rămâne dragă Rockstar. Printre spărturi a mai apărut o altă știre, de această dată legată de dezvoltarea lui GTA 5 pe PC și PS4. Ei bine, CinemaBlend a spus faptul că un utilizator de-al lor a găsit versiunile PS4 și PC în codul sursă a versiunii de Xbox 360 al jocului, lucru un pic cam ciudat, dar hai să zicem. Acum, dacă ziua gamingului ne oferă anul acesta GTA 5 pe PC sau nu, rămâne de văzut. Cert este că acesta ajunge pe toate platformele, dar când, nu știe nimeni. Dar hai să lăsăm GTA-ul pentru moment și să trecem la știri legate de Ubisoft, care a anunțat că Tom Clancy's Rainbow Six Vegas poate fi acum descărcat gratuit de către abonații Xbox Live Gold, motiv pentru care toată comunitatea de gaming a spus în cor: măcar ne-au dat Rainbow Six-ul ăla bun. Battlefield 4 va intra în stadiul de testare Open Beta pe PC, PlayStation 3 și Xbox 360 din 1 octombrie, a anunțat Peter Moore pe blogul EA. Jocul va fi disponibil în 29 octombrie pe PlayStation 3 și Xbox 360, iar pe PlayStation 4 va sosi din 12 noiembrie în Statele Unite și din 29 noiembrie în Europa, urmând ca versiunea de Xbox One să sosească din 19 noiembrie în Statele Unite și din 21 noiembrie în Europa. Ne așteptăm la un șir interminabil de plângeri că ăla nu merge și arma aia e prea puternică din partea comunității eterne mulțumită. Producătorul Starbreeze Studio și distribuitorul 505 Games anunțau că încasările din precomenzile pe eBay 2 au depășit cheltuielile făcute cu dezvoltarea jocului cu o săptămână înainte lansării de PC, PlayStation 3 și Xbox 360, iar dezvoltatorul Overkill Software a declarat că FPS-ul a fost vândut în peste 1,58 milioane de exemplare după lansare. E semn că avem mulți spărgători de bănci ce își antrenează talentele în joc înainte să se apuce de varianta reală. Future Sons Consulting, o firmă de cercetare și consultanță de marketing, preconizează că ultima generație de console va avea vânzări mai mici decât cele actuale, estimările învârtindu-se în jurul a 36 de milioane de unități PlayStation 4 și respectiv 30 de milioane pentru Xbox la nivel global, până în 2018. Din nefericire, aduce capul destul de mult cât să nu băgăm de seamă firmele de analiză care au spus că PlayStation 3 o să fie un dezastru și va ruina brandul. Arma Tactics, dezvoltat de Bohemia Interactive, va sosi pe PC începând cu 1 octombrie, putând fi precomandat prin Steam Early Access. Jocul este un turn-based close combat strategy game în care preiei controlul a 4 membri al unei echipe Special Forces într-o serie de misiuni variate. Producătorii au anunțat că jocul poate să ruleze și pe un aragaz sau un încălzitor de cafea, așa ca tot românul să fie fericit. În alte știri de ultimă oră, Blizzard își fac mea culpa și își pun cenușa în cap în timp ce se stropesc cu benzină și rigesc tânt la o brichetă. Firma anunțând că Action House-ul, sistemul de tranzacții pe bani, real și in-game, o să dispară din Diablo 3 până în luna martie 2014. Îi anunțăm pe cei care încă mai au aur dupat sau iteme de proveniență chestionabilă, dar și pe cei care speră să își mai vândă un item pe bani real, că mai au timp încă câteva luni pentru a scăpa de ele. MMO-ul free-to-play Match Warrior Online a ieșit din stadiul Open Beta și a fost lansat oficial de Piranha Games pentru PC. Când? Nu știm încă, pentru că editorul nostru doarme și uită să pună data de lansare oficială în text, așa că folosiți cu încredere Google. Dar avem o altă veste bună. The Incredible Adventures of Van Helsing va primi o nouă clasă, Thaumaturge, printr-un DLC ce va fi lansat din 26 septembrie, la prețul de 3.99 de dolari, a anunțat Neocore Games. Așteptăm cu entuziasm DLC-ul Bloodbender și Staker Hunter Mega Ultra Combo din partea studioului la suma modică de doar 3 dolari. La sfârșitul lui august am putut vedea coperta oficială și 10 minute de gameplay din Drive Club, apoi alte 15 minute au fost publicate la începutul acestei luni.
iar în urmă cu câteva zile, Evolution Studios a lansat primul trailer cu secvențe de gameplay pe timp de noapte. Recomandăm babețica și un castronel sub bărbie pentru a strânge balele și a nu murdări tastatura sau tableta. Ei bine, acestea au fost știrile care au contat. Eu sunt Eder cu Alexandru și vă invit să vizitați canalul nostru de YouTube, War Arena Gaming, să gândiți butonul de like și să loviți cu pasiune butonul de subscribe. Ceau! Dar și pe cei care speră să își vândă un item pe bani real, că mai au puțin timp încă câteva luni sau... Că mai au puțin... În alte știri de ultimă oră... Oră... Pe cei care încă mai au aur dupat sau iteme de proveniență chestoniană... Chestonabilă... Inventez cuvinte. Chestonabilă. Chestoniană, lolul, rate. Future Source Consulting, o firmă de cercetare și consultanță de marketing, preconizează că ultima generație de console va avea un vânzător mai... Future Source Consulting, o firmă... Nu mai scopinați, frate. Mă faci de râs. Mă faci să râd. Peste 60. Iar pe PlayStation 4 va sosi din 12 noiembrie în stare. 20. Peste 60. Iar pe PlayStation 4 va putea... Bă, nu e bine, bă. Nu e bine. Cu care ești cu toate astea? Nu văd, frate, de ele.